fost la agenția Forței de Munci și mi-au luat, doamna, la Valea este așa un lucru. M-am gândit că n-aș să mă descurc. În primul rând, parcă îmi pare că e un lucru rușinos. Mă văd colegii de clasă, eu am făcut școală. Mă rog, îmi pare, așa, mai punem capul jos. Dar cum, știți cum, domnul Andrei, măr cu capul sus, că în ce mișlea e curat ce bine. Și asta e munca ta? Și asta e munca mea și eu mă mândresc cu așa lucru. Serios vă spun. Când mai mătur, mă rog, e greu că trăim cu mânile, cu savocul, încărcăm gunoiul, e greu. Dar când ajungem la flori, să îngrijim de flori, să le udăm, să le prășim, să le admirăm, asta e pentru mine o mare plăcere. Îmi place lucrul ăsta. Și ne trebuie lucrători. Ne trebuie lucrători și ar trebui să fie încă măcar vreo două femei și vreo 4-5 bărbați n-ar încurca. Chiar încă. Din rândul celor care sunt fără de lucru, șomeri. Șomeri, da, 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 da. Chiar dacă nu știi lucruri, noi să învățăm în ceciori. Iar domnul Grețor a venit, acolo a luat interviu. Da, mulțumim. Valea, ea nici n-a, ea nici măgu. Două săptămâni l-a dat domnul Pavel cu mine. Și eu deodată am zis, din omul ăsta, așa e treaba. E ascultător? Și gata.